Haideți să povestim pentru început despre Festivalul Țara Copiilor, despre care ați vorbit în întâlnirea online cu cititorii. Înțeleg că e un proiect amplu. Da, e un proiect pe care ne străduim să-l facem de 2-3 ani și ne tot lucrăm la el, tot construim și tot îl întoarcem pe toate părțile. Și acum am hotărât că gata, oricum ar fi, trebuie să ne apucăm de treabă și să-l scoatem la lumină. Și se va întâmpla așa, se va întâmpla în iunie o ediție pilot, în jurul zilei de 1 iunie, avem weekendul cu 1 iunie rezervat, curtea mețereului și spațiul clubului și tot ce se întâmplă acolo. Și prima ediție va fi în septembrie, între 6 și 12 septembrie. Și ca să vă spun puțin ce se întâmplă cu Țara Copiilor, ar fi așa, ar fi ideea unui festival dedicat copilului care să atingă cam tot ce e mai important în momentul ăsta legat de copii. Va fi o secțiune strict de spectacole, de spectacole de teatru de păpuși, marionete sau teatru de umbre. Și va avea și o componentă internațională, festivalul ăsta de teatru. Va exista un târg de ONG-uri care se ocupă cu protecția copilului și, cum am răspuns și în întrebările din discuția online, vor fi ONG-urile cu care noi am lucrat și care au o activitate serioasă în domeniu, adică Telefonul Copilului, care e de pe lângă Ambasada Olandei, sau SOS Salvați Satele Copiilor, sunt ONG-uri care chiar fac ceva de ani, de zile și vrem să le aducem pe toate la oaltă și să vedem ce putem afla nou sau ce se mai întâmplă în zona asta sau cum putem ajuta în zona asta. Ei, și vor mai fi, firește, târg de jucării, târg de mâncare și de haine pentru copii și tot așa. Sunt mii de secțiuni ale festivalului. Să vedem dacă îl pornim. Ați spus că ediția pilot va fi în luna iunie, numai bine când copiii au vacanță. Da. Și restul așteptăm în septembrie. Da, restul în septembrie. În iunie încercăm ideile astea, toate pe care le-am avut, câte am reușit să le punem în aplicare și din septembrie pornim așa serios. Ce mai știm noi, Clubul Țăranului împlinește anul acesta cei 6 ani de acasă. Așa, e al șaptelea. Intrăm în al șaptelea an de acasă și cumva încercăm să ajungem la ce ar trebui să fim. Da, iar pe de altă parte Muzeul Țăranului împlinește 23 de ani de la redeschidere. Da. Ce alte evenimente pregătiți împreună? Păi, tot ce facem noi are legătură cu muzeul. Noi, activitatea pe care o ducem noi e legată strict de mizele pe care le avem în colaborarea cu muzeul. Și asta ar fi creșterea imaginii muzeului și sporirea numărului de vizitatori. Astea sunt mizele concrete pe care le avem. Și în sensul ăsta, tot ce facem e legat de oamenii care pot veni la muzeu. Chiar dacă au văzut muzeul, chiar dacă l-au văzut de zeci de ori, muzeul mai are ceva de oferit și în curtea din spate și tot timpul va fi așa. Și în sensul ăsta, cumva, acțiunile noastre sunt așa, de la documentare, de la filme documentare, la concerte de jazz, de la teatru de păpuși la lansări de carte și festivaluri de literatură sau ce mai facem noi. Toate lucrurile astea atât de diverse, agenda asta amestecată, așa, care ar părea haotică cuiva la prima vedere, de fapt e o agendă deschisă întregului public bucureștean și nu doar al Muzeului Țăranului Român. V-am auzit mai devreme puțin vorbind despre un concurs de gătit pentru copii, dacă nu mă înșel, e în weekendul care vine. Da, nu e chiar concurs de gătit, este un atelier, mâine are loc prima întâlnire cu copiii. Vor fi copii de 6-7 ani, clasa 0, cum se spune, și vor învăța micile trucuri ale unui bucătar la început de drum. Vom învăța cum să bată albușul sau cum să-și facă omleta sau cum să frământe un aluat sau lucrurile de bază. Învață să gătească. Și peste ani îi așteptăm să gătească împreună cu noi minunile astea tradiționale, poalele în brâu și vărzările și bunătățile pe care le facem noi acolo.
E un loc tare îndrăgit de copii, clubul, din ce am observat. E un loc unde se vine cu familia, da, cu copilul. Am văzut că au fost întrebări în întâlnirea online. Au început să apară din ce în ce mai multe spații de felul ăsta. Cu ce se diferențiază Clubul Săranului? Ce are în plus sau ce are particular, cumva? Particular ar fi faptul că face parte din strategia noastră, cumva. Adică noi, având mizele astea în relația cu muzeul și în legătură cu Muzeul Săranului, ne-am gândit că targetul muzeului, ca să spun așa, targetul de public, e familia. Ori la familie ajungi prin copii, în primul rând, și toate programele noastre, teatrele, spectacole de teatru de păpuși din weekend, sunt 4 spectacole pe puțin în fiecare weekend, toate atelierele de creativitate din muzeu și tot ce mai facem în legătură cu copii, au dus până la urmă la asta, adică copiii aduc familia și aduc și părinții la muzeu și atunci scopul nostru tinde să se îndeplinească. Cum e drumul de la jurnalist? Jurnalist muzical am văzut. Da. Cred că e... Sincer, eu nu știam asta despre dumneavoastră până astăzi. Cum e drumul de la asta la a conduce un club de felul ăsta cu evenimente? Păi, asta am făcut am făcut asta acum mai bine de 15 ani. Am lucrat la revista Bravo, care se adresa adolescenților și era legată, în primul rând, de muzică. Și am participat vreo 2 ani la construcția acestei reviste în România. De atunci am făcut multe alte lucruri și am făcut și producție muzicală de adevăratele. Am lucrat și în publicitate foarte mulți ani. Cumva, cred eu că m-au pregătit pentru povestea cu clubul, pentru că aici facem de toate, de la producție de evenimente și muzici la toate celelalte. Dumneavoastră sunteți părintele acestui club, există de 6 ani și aveți grijă de el. A fost o perioadă, cumva, dacă scădem 2013-2007, a fost o perioadă dificilă, auzim peste tot în jur că e criză și totuși locurile de felul ăsta cu cultură, locurile unde se întâmplă lucruri frumoase, sunt în continuare pline. Păi nu da, par sunt afectate. Pline pentru... Nu par afectate, dar să știți că sunt și ele afectate. Adică noi suntem afectați rău de tot de criză, dar avem suportul spațiului în care ne aflăm, avem suportul legăturii cu Muzeul Țăranului, care e legătură esențială, altfel n-am fi putut face niciun sfert din ce făceam. Miza n-a fost niciodată să câștigăm bani, miza a fost să lucrăm la povestea asta frumoasă. Și firește că ele trebuie să aibă și o susținere financiară toate lucrurile pe care le facem și de-aia și terasa și clubul au zona de restaurant și dar sunt întâietate au evenimentele și atunci dacă ești înconjurat de oameni de calitate, de oameni faini și nu faci pentru bani ce faci, lucrurile merg, n-au cum să nu meargă. Așa rezistăm. Mie mi-a plăcut foarte mult în întâlnirea online și am vorbit și înainte de a începe interviu, povestea siglei acelea da, muzeului pisicul. Cu pisica, da. Cu pisicul. Ați spus în întâlnirea online și cine a făcut acest... Da, e prietenul meu, Donald Simionu, e un artist remarcabil al momentului. Am lucrat mult cu el, sigla asta avea și picioarele din spate și așa. Până la urmă ne-am hotărât să scăpăm de ele și să creăm așa un soi de steag dacic modern, dacă îmi permiteți, în care capul de lup a fost înlocuit cu un pisic. Dar ideea a fost legată de o figură veselă pe cât se poate, care să susțină numele clubului, care și asta e un... Așa, e discutabil, să zicem, ce are clubul cu țăranul. Sunt din două zone diferite. Cam așa suntem și noi. Suntem între tradițional și urban. Și pisica e și de la țară și de la oraș. E și independentă, cum ziceam, stă și pe lângă fusta stăpânei casei. Și atunci, cumva, se potrivește cu noi. Cam ăștia suntem. La final, haideți să vorbim ce evenimente ne așteaptă zilele acestea la Clubul Țăranului. Am vorbit despre târgul, despre
acel atelier de gătit. De gătit pentru copii. În weekend copii. O să ieșim cu inimoasa Ioana Corduneanu, care gătește și povestește mâncăruri vechi după rețete pe care le-a scos la lumină ea. Și weekendul ăsta chiar avem o ieșire pe terasa clubului în conceptul ăsta al mâncării povestite cu Ioana Corduneanu și cu prietena noastră Mariana de la Chișinău, foarte entuziastă, care vor face amândouă polembrâu și turtă dulce basarabeană și măleiești cu fructe și alte bunătăți. Cam asta e. Am vrea să facem tot timpul câte ceva, numai că nu apucăm întotdeauna. Important e că mergem mai departe și când ne săptămâna viitoare vedem vreun spectacol de teatru, concert? Sunt în fiecare săptămână sunt 2-3 concerte, este cel puțin un spectacol de teatru. De regulă se întâmplă cel puțin o lansare de carte, sunt spectacole de teatru de păpuși și marionete din weekend. În fiecare zi se întâmplă ceva, așa că dacă treceți pe acolo, găsiți ceva de văzut.